Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru toți cei care au instalate fotovoltaice pe case, adică peste 110.000 de prosumatori, așa se cheamă, fraților, nu știu dacă știți, dar duminica asta am participat cu toții la un moment istoric. Pentru prima dată, primele două surse de generare a electricității din țara noastră au fost, duminică la miezul zilei, în prima parte a zilei, sectorul fotovoltaic și sectorul eolian. Serios? Da. Dar de ce? Producția este un context. O să ne explice imediat Mihai Nicuț, redactor șef economic a Pocnet. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața! Sectorul fotovoltaic genera 1100 de megawați, eolianul puțin peste 1000. Pe locul 3, energia hidro în România. Mihai, este asta o situație absolut excepțională sau abia începutul? Ar putea să fie abia începutul, adică cu siguranță va fi abia începutul. Noutatea, ca să zic așa, premiera, este legată de fotovoltaic. Deci fotovoltaicul dispecerizabil era prima sursă de producție de energie electrică a țării, cu undeva cu 25% din producție. Este un dar. În condițiile, în condițiile în care fotovoltaicul este... Producția vine foarte mult de la cetățeni individuali care și-au pus panouri pe casă. Sunt și investiții de business. O să te dezamăgesc, dar aia deocamdată nu se numără. Care? Deci cetățenii? Producția micilor producători, cei 1600 de megawatt instalați pe acoperișuri, capacitate care este egală cu cea a parcurilor mari fotovoltaice, nu se numără. A, uite că momentan. Nu știam asta. Deci noi vorbim de acel record de producție instantanee de 1100 de megawatt, fără să luăm în calcul producția prosumatorilor, care ar putea fi cam tot pe acolo. Da? Deci s-a întâmplat totuși, că trebuie să explicăm și contextul puțin, s-a întâmplat într-o zi de duminică, în care tradițional consumul, sau cel puțin consumul din rețele, este mai scăzut. La ora aia aveam un consum din rețele undeva la 3800 de megawatt, la duminică, la miezul zilei. Repet, fără să putem măsura consumul și producția prosumatorilor. Că și aici este o problemă și va fi o problemă și mai mare în viitor. Deci da, este o premieră. O să mă întreb, presupun, în viitorul foarte apropiat și cum, ce înseamnă asta în factura ta, nu? Putem să discutăm și despre asta. Pe mine mă interesa mai degrabă ce se întâmplă cu investițiile în rețeaua electro. Adică numărul prosumatorilor e în creștere. Ce se întâmplă cu aceste vârfuri de producție care trebuie să intre într-o rețea care e încă subdimensionată? Se racordează undeva la 4.000 de noi prosumatori pe lună. Este mult, va fi și mai mult. S-a ajuns undeva la 1.600 de megawatt, deci peste capacitatea centralii de la Cernavodă, și de energia fotovoltaică, care este prin definiție impredictibilă. Știm totuși că se întâmplă producția de energie din soare doar în orele cu soare. În acel moment toți prosumatorii și parcurile fotovoltaice introduc energie în rețea și problema este că în acele ore nimeni nu se găsește să o consume. Soluțiile sunt cel puțin două. Instalarea de dispozitive de stocare, baterii. Atât acasă, baterii de stocare, da, atât acasă, atât la nivelul rețelei de distribuție, cât și la nivel de utility scale, de exemplu, inclusiv celebrele sau de care vorbim deja de prea mulți ani, hidrocentrale cu acumulare prin pompaj, da? Care să consume energia când se produce în exces și să o reverse când este nevoie de ea. Asta este una. A doua. A doua ține de niște investiții foarte mari și e nevoie undeva de 1,2 miliarde de euro pe an în România, dublu față de cât se investește acum, pentru a asigura, hai să spunem, o capacitate a rețelei de a răspunde mult mai rapid la acest aflux de energie fotovoltaică. Momentan situația, chiar dacă pare surâzătoare, să știi că nu prea convine nimănui, pentru că în vârfurile de consum, instalațiile fotovoltaice, parte din ele sunt deconectate, pentru că intră prea multă energie în rețea și crește tensiunea peste pragurile acceptate de 253-255 de volți, deci prosumatorul se uită
exact cu ochii în soare și vede că sistemul lui nu produce nimic, și pe de altă parte apar și probleme în rețea din cauza acestei tensiuni mărite, da, care pot duce la, nu știu, îi se strică cuiva frigiderul mai vechi acasă. Deci situația trebuie remediată, sunt discuții pe în acest sens, dar este nevoie de foarte, foarte mulți bani, bani care, ce să vezi, sunt. Dar ca orice bani, el trebuie să producă la rândul lui alți bani pentru a fi investit. Se derulează investiții pentru creșterea capacității de preluare a acestor vârfuri de tensiune deja, sau suntem doar la faza de discuții? Lucrurile merg, se derulează astfel de investiții, pentru că altfel nu ar fi putut fi preluată această cantitate, însă este puțin față de cât ar trebui să fie și practic față de cât va fi. Discuția este dacă ne permitem acest lucru, pentru că investițiile în rețea se regăsesc în tariful de distribuție pe care îl găsim, îl plătim toți prin factură. Nu există free money, banii nu vin de la Dumnezeu și poposesc așa în rețeaua românească că ne place nouă. Nu, banii sunt investiți, sunt luați de la bancă și trebuie să genereze un anumit profit, o rată de rentabilitate. Rată de rentabilitate care, atenție, este reglementată. Și suntem în, hai să zic așa, la începutul discuțiilor despre perioada următoare de reglementare de 5 ani, care începe la 1 ianuarie. Și discuția este acum așa. Investitori, operatorii rețelelor spun, da, noi putem investi chiar dublu, dar trebuie să ne recunoașteți o rată de rentabilitate mai mare. ANRE, reglementatorul, spune trebuie să avem în permanență în vedere echilibrul între suportabilitatea care poate fi, trebuie asigurată pentru consumator prin niște tarife de distribuție rezonabile și cât trebuie investit. Este un meci. Se va ajunge la acum este 6,75 rată de reglementată de rentabilitate propus. Distribuitorii spun că este prea puțin. ANRE spune că mai discută. Deci, atenție! Se vor face investiții, dar aceste investiții vor trebui plătite pe fiecare dintre noi. Mihai Nicuț, ca să încheiem, întrebarea este în ce măsură ce s-a întâmplat duminică se va regăsi și în facturile de electricitate ale prosumatorilor și poate și ale restului consumatorilor? Da, la prosumatori este un avantaj și nu este, pentru că avem o compensare cantitativă plus una financiară, este un mecanism foarte complicat și este, prosumatorul este plătit la un preț mediu al pieței pentru ziua următoare anual. Interesant, sunt câteva lucruri foarte interesante. Uite, de exemplu, probabil că nu știai că duminică, cât a strălucit soarele pe cer, prețul spot la energie electrică a fost zero sau chiar ușor negativ timp de 8 ore. Și s-a întâmplat să avem prețuri negative cam în aproape fiecare weekend care a început din 31 martie. Momentan această situație nu se reflectă în facturile tuturor, dar pe măsură ce capacitatea instalată în regenerabil, mai ales în fotovoltaic, va crește, pe măsură ce piața se va dezvolta, pe măsură ce rețeaua va accepta din ce în ce mai mult această cantitate de energie care va fi și echilibrată, cum va fi prin consum, fie prin alte capacități, vom resimți în factură. Este clar că doar energia regenerabilă, dar atenție, cu investiții în rețea și asociată și cu alte lucruri care trebuie să se întâmple, este soluția ca să ne scadă nouă prețurile acasă. Mulțumesc foarte mult, Mihai Nicuț. A fost în direct în deșteptarea. Mihai Nicuț, redactor șef economica.net. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.